Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Bă, înainte să începem episodul, vreau să vă zic, să, adică să am o rugăminte, adică dacă nu aveți ce face pe Sam, dacă sunteți civili și aveți durere în pâlă, vă rog să dați slash find iTech și să-l terorizați pe tipul ăla, omorâți în continuu. Eu nu pot că sunt sconisiu, dacă nu o să ies, o să chiar o să regrete să-mi bag piciorul pe aici. El îmi face post, căci eu n-am skin pentru rank 4, mă. Ăsta, pentru rank 2. Bă, adică, și filmează pe panel, îmi filmează profilul, în care eu am skin de rank 4. Dar uite ce pot să faci, frate, să-mi bag piciorul. Unii oameni chiar îți distrug și astea, un pic să intru pe panel. Hai, bă, repede. Repede, că mă grăbesc, că nu pot să stau așa. Merge și panelul. Extrem de... Ah, ok, gata. Am intrat pe panel, dăm pe profilul meu. Clic dreapta, inspect element. Și dăm aici la skin 60171. Ia uite. Și gata. Ai skin de rang 4. Și poate să zic așa, uite. Uite, fraierul ăsta are skin de rang 4. Se șa opa. Cum dracu am făcut pagina nouă? Mă rog. Uite, cât de ușor se poate modifica chestia asta. Și el o filma că și cam skin de rank 4. Și mi-au făcut post. Și în primul rând cel doare pe el ce skin am eu. Pot să am skin și de rank 6, în primul rank 7. Păi, dar eu am skin-ul ăla, asta e cititoare pe tine, serios acum. Dar nici să editez fără nicio dovadă că eu și cam skin de rank 4. Păi, uite și pe la what the fuck, mi-a ieșit în cale și l-am văzut. Asta e faza, frate. Deci unii oameni chiar îți distrugi să-mi bag piciorul. Deci chiar n-au niciun sens, nimic. Aici s-ar putea să fie un polițist, a? Ceva motor, ceva tentativă de polițist. Și da, hai să vă arăt, am modificat la modurile astea ținta, pentru că v-am zis că o să vreau să intru în mafie și cel mai probabil o să joc cu modurile astea în mafie, pentru că plac foarte mult, nu știu. Alea lui TB este ok, dar uitați-vă la astea ce țintă am putut să le pun. Alea de TB nu știu de ce nu mergea să le modific țintă, dar uitați-vă, frate, la asta ce țintă șmecheră am pus, ia stați. Pin. Băgăm pinul, mult dorit, slash buy gun deagle 9. Ia uite, frate. Uite ce țintă, frate, ia. Ce vorbești, uite, buy gun M499. Ce țintă, frate, uite ce țintă. Ce mai șmecheră țintă să-mi bag piciorul? Ce faci cu asta? Ce faci, mă? Ia, se bage în față să-mi facă post pentru DM sau ce? Și sunetele spre șmechere, tot e prea șmechere, mă, la modurile astea, chiar super, super șmechere modurile. Și poate dacă vreți, vi le dau, adică modurile lui FX, dar alea vechi, dar faza e că am modificat eu ținta. Și bine, e destul de ușor să modific ținta, dar pe nu știu chestia asta și dacă vreți, vă dau modurile și vă arăt cum să s-a dat update la panel, da. Da, chestia asta cu server rules, cred că e update-ul de la panel. Uite. To be edited, ce? A, mă rog, un update, în ghilimele, adică încă e în lucru update-ul. Da, și seria de mafia o să o continui. Ieri n-am postat Samp pentru că am fost ocupat, am venit la ora 3 jumate de la școală și n-am avut timp, chiar m-am culcat direct cu... N-am avut timp să filmez, am filmat mafia în schimb, deci sper că v-a plăcut episodul de ieri de mafia. Da, doar atâta, frate. N-am putut să postez ieri pentru că... mai s-a fost ocupat, pana mea, oricum aici o să mai diversific canalul, adică nu pot, frate, las doar să am ce trecum, o nebuniți, naiba. Și în acest episod chiar nu știu ce să fac, frate, ce mai probabil o să mă duc să fac DM Cops sau... A, de fapt... Am, da. Bulangius, bă. Aia de cap, da. Chiar mi se pare penibil, frate, din partea tipului ăsta să facă post, având în vedere că e civil la high-tech. El e civil la level 16, îmi pui mie și eu de la level 7 sunt în facțiune. La level 8, de fapt. De la level 7-8 pe acolo sunt în facțiune, frate. Chiar e penibil din partea lui să facă chestia asta și plus cel doare pe ce skin am eu. Chiar, sincer, nu are niciun rost, frate, chiar e penibil. Și
Vă rog, dacă aveți timp liber pe server, să faceți DMP-ul. Adică să vadă ce înseamnă în pâine și de cine să ia el aici. Mare hacker de metin în pâine, are post hunter în nume și prost. Mare hacksur că dă și el acolo. Nu știu dacă îi bag ei pe metin sau nu știu ce au făcut exact, oricum frate, e penibil rău să mor eu. Adică, în primul rând, cine pizda mă se mai joacă metin în 2017 cu aia, metin în puii mei, dracu. Am vrut și la un moment dat să mă apuc, dar mi-am dat seama cât de prost mi-am făcut două palme. Ai zis, dragul, nu te apuci. Și nu m-am apucat. Dar totuși, frate, metin. Este permis cerșitul. Coaie. XX. Venom. Băi, coaie, ce trec. A, level 8. Dar nu, coaie, cum se întrebi așa ceva la level 8? E permis cerșitul pe server? What the fuck, bă. Da, și nu știu, frate, chiar nu știu ce să fac. O să intru, vai, sunt PD sau Mafia, dar cel mai preferabil ar fi Mafia, frate, adică Mafia e bază, e așa, e una când vii pe turf, îmi faci așa niște mișcări, faci un 360 care nici nu merge mouse-ul ca lumea. Una, două, trei, una, două, trei, slash ban, zeto, zero, cheats. E una, mă, când faci chestiile astea, mă. Glumea, mă, ce vezi? Da, e șmecher, mă, Mafia. Chiar e super, super să vii așa pe tel hotel pe ăla acolo, bam, 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 chestii, știi? E super șmecher, da. Chiar vreau să intru în Mafia, testele TeamViewer să-l dubla, da, oricum, pentru că am doar în cur, pentru că știu că nu scodat, n-am, de fapt, nu știu dacă am coduri sau nu pe PC, dar, că, na, la faza e că nu cred că am urme de renco, adică am dat scan acum 2 zile, la ăsta la hard disk și nu, n-am nimic. N-am nicio urmă de Renko sau alt hack, dar mă rog, oricum foarte bine, frate, că adică ci că era unul, frate, era unul de level 7 sau 6, nu mai știu exact ce level avea și o întreba pe Slash nu, de ce am freeze și de ce admin îmi zice să-i dau datele de la tău sau ceva gen, nu mai știu cum, de ceva gen se plângea că l-au luat aceste TeamViewer, știi, și ce, are voie să intre PC-ul meu? Oh my god, are voie așa ce, da, cu e, dacă nu-ți convine, ești de pe server, de timpul la mea. Na. Chiar nu. De ce dracu pornește radioul automat când eu l-am dezactivat? Mai merge să dau esc. Ah, ok. Când eu l-am dezactivat de aici. Zici mie cineva, vă rog. De ce? Na, mă rog, e cel mai șmecher joc. De asta nu-mi place mod pe Costa, că pornește așa singură muzica, da, oricum, e pentru mafii, pe Bizon, pentru că pe Bug nu-ți permise modurile astea. Pentru mafii, pe Bizon, chiar, super, super șmechere modurile. Adică, mai ales dacă modifici și ținta, adică, în rest, așa, animațiile și astea șmechere și armele. Dacă modifici ținta, bestiale, de nota 10, vreau. Știi cum dau la ori cu astea, mâncața și gura ta. Nu știu dacă o să intru mafie și eu deja îmi fac planul. Level 19 am, 25 din 74, 257 de ore, cam puține ore, să facem raportul la tipul care stă aici curat, dar o să mergem cu 100, ok. Care are cei mai mulți playeri? În momentul de față, toate serverele RPG nu știu ce să mă ocup de decât RPG. Da, adevărul e că oricum RPG-ul are cei mai mulți playeri dintre toate, așa că nu e problemă. Kick de așa ce? Dacă să ai sleep, nu primești kick. Păi, da. Kick când iau după 3 minute chiar dacă stau cu sleep și sleep? Bă, trebuia să menționeze helperul ăla, că dacă stai cu sleep mai mult de 3 ore sau nu știu cât era, când e serverul full, iei kick. Atunci da, iei kick. Da, unii helperi sunt helperi ca să fie, să le scrie în dreptul numelui helperul preot, de exemplu, doar așa, doar de astea sunt băieții helperi. Pentru că dacă știi și un civil să se formuleze mai bine decât un helper, e cam clar, vă dați seama. Nu. Să facem un stand aici, de nota. Guys, I have a problem. Say, what is it? If I die, slash park, slash go, car color, așa. Ce se întâmplă la, par la asta, la color? Ce se întâmplă, domnișor? Zine! My game sucks. It's like the beginning of the universe.
Așa, și? Făcu și asta în timpul liceu. Uuu, stan. And I have to quit every time. Nu, no, dacă îți dă crești, te duci înapoi la client ce pui meniu. Nou client. Păi și atunci... Care-i baiul Gabriel? Acum aveți că mai ai iar radarul, că dau să deschiu și nu mai intru până mâine. Cum ar fi să vină mâine să zică... Ați fost surprins ieri, conducând cu o viteză mai mare cu 50 la oră decât viteza permisă. Viteza legală. Cum ar fi să-mi iau moia asta, masiv? Aș fi chiar trist, nu? Da, chiar ar fi destul de trist, zic eu. Să mi se întâmple chestia asta. Na, mă rog, ar fi destul de nasol. Da... Deci vă rog, chiar vă rog, uite, să vă mai zic o dată, să vă țineți de după high-tech ăsta, să-l disperați, și am aș pe fața lui de copil de 10 ani. Chiar vă rog să faceți chestia asta, pentru că face posturi aerea și chiar are post hunter în lume, chiar joacă Metin și se dă mare că a descoperit nu știu ce căcat la Metin, care în 2017 nu prea se mai face, nu se prea mai fac chestii de genul, în 2017 cel puțin. Eu am făcut o chestie că am descoperit la Minecraft nu știu ce coaie în 2013, băi, și prost acum 4 ani aproape, bă, coaie. Și asta face în 2000, băi, coaie, serios, și n-am nimic, frate, cu așa, dacă învăț că ești prost, dar te las în pace, dacă învăț că ești prost și faci postura aia, atunci dă-te dregul, o să te mai las în pace. Ce-l privește pe el că eu... Uite, și dacă aveam skin de rank 4, ce-l privea pe el că eu am skin de rank 4, știi? Chiar mă privea, frate, nu. Nu avea nimic de ăla și... Pentru chestia asta poți să iei avertisment verbal, adică AV, într-o facțiune. Că faci un rata de 10 ani post. Că eu plăti și lui Măsanetul ca să facă posturi. Sau ce căcat cu aia, e adevărat acum. Chiar nu are nimic de câștigat. Doar dovedește că e suferință și că e și prost. What the fuck, cum am băgat în el. Salut, frate, Câfu. Stai să mă bag. Hai mă să facem dâmul pe cop, frate. 24. Hai, dați-vă în pula. Acum o să vină suferințele să zică... două secunde, frate, dar de ce două secunde? Băi, blangiule, bă... Da, sper să nu fie, adică mai sunt suferințe de genul. Dacă fac un mesaj de 10 call și încă... A. Chiar mai sunt unele suferințe de genul... Care... îți dau gen... Na, care... Mă rog, arunci o viță ca să prins pești. You throw the rod to catch. Iată cu fishes. Yes. Mă rog. Da, mai ajut și eu pe băiatul ăsta, deci chiar ăsta Gregul fi mâna mea dreaptă, frate, mulțumesc să fac, că el nu era, eu până acum eram de mult ieșit din facțiunea asta. Adică, te-am demisia cu aia, hai să vedem dacă, a, de fapt n-are cum să dea F, pentru că nu știu, trebuie să deblochez motorul. G. Ce licență dăm, frate? Licența de arme. Ok, slash F, Darius, boss, 2, 1, 3. 24 is with me to the weapon license. Stai să văd dacă are bastard le sat le zon 24. Hai de cap. Enumeră 5 arme din GTA San Andreas. Unde nu poți folosi arme. Ia, noi avem întrebările puse în engleză la pe forum la facțiune, dar dacă e român tip, putem să-i dăm testul și în română. Vă dați seama ce dracu pe aia.
un proză la care abar nu are engleză și să vină la tine, tu să-i zici testul în engleză, el să zică what, what? După aia să-l pici și să-ți facă post, că l-ai picat fără motiv. Nu, poți să-i dai română testul. Liderul nu-i prea pasă, doar să nu dai testul gen că la ți prieteni zice, a, nu dau fără test, ce, ce, nu, trebuie să faci poză la test pentru asta. Ah, uite să fac poză, uite, mersi că mi-ați amintit, efort. Băiatul stă și se gândește, se acceptă, mai ales că n-am dat nicio licență săptămâna asta și e vineri, se acceptă. Bine, oricum o să fac mâine, o să stau toată ziua, vă dați seama, bă, vă dați seama că nu las eu așa să mă dea ăștia afară pentru... Ce-o făcut mă asta cu aia? Păi, ce faci pus? Hai, ia stați un pic, stați un pic. Ciudat, ciudat. Părie ta fătura, zici? Miniga. Băgat în perete și ai cu aia un AK-47, un E4, dă-o în pula mea cât de prost poți să fii, bă, adevărat acum. Adevărat acum. Da, și e unul din două, greșel, nu e unul din trei, by the way. Minigun, shotgun, bă, ăsta e prost rău cu aia. La level 6, dă-o în pula mea să nu fii auzit. Wow. La level 6, dă-o în pula mea să nu fii auzit. Uite, pistol, cu aia, în orice joc există pistol, dă-o în pui mei. Ai, că-i dau că există, dar... Pistol, ce căca cu aia, nu există în orice joc pistol, ce pula mea. Stai, minigun, shotgun, pistol, așa încă două. Încă două. Oh, pula mea. Și acum să zic că mitrarielă. Uai, coaie, m-aș căca pe mine de râs. Chiar dacă zice mitrarielă acum. Mitrarieră. Oh, pula mea, nu pot să pronunț cuvântul ăsta, nu știu ce are. Mi-a spus și obosit de mor. De-abia m-am trezit acum 20 metri de la 100. Obosit de mor. Mă cac pe mine de oboseală. Ce pedeapsă dacă joc cu controller? Aoleu, cu controller, boss, stai. Băi, ești un pit rău să mor eu. Ce drept? Ah. Bă, 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 stai, bă, bă, ce, bă? Uite ăsta cu motorul fura mine, mâncața și gurița ta. Clar, bă, clar. Mai știi? Bă, stai, e prost, bă, rău, rău, rău. Coai, cum să nu știm asta? Hai să că scriu. Ei, dă tempul la mea! E greu să scrii 4 litere. Să stai că scriu. Păi, adevărat, asta caută pe net, pui mei, cred că. Stau cu el jumătate ce aia controller. Trebuie să mă drog normal băgat în PC cu USB. Nu, frate, cu USB eu credeam că-i băga primul fă jack în pui mei, datele. Dacă pica cu mana în apă, SMG, a, după o lună. Ai cu aia un AK ceva, ce căcat, ai dă-te cu aia, stai cu aletăr. Nu o să știe, nu o să treacă testul, nu o să treacă. Darius Boss 2, 2, 1, 3, cu aia. M4, A1. Dar nu, e, nu este M4, A1 în jocul ăsta, este doar M4, dar hai că-l trec, o zis M4, ce căcat. 3. Enume, run, ce să fie zone. Nu. Ce face comanda să safe zones? La safe zone. Da. Enumerăm ce safe zone uși. Da, hai mă că-i dau la să zicem, dacă știe, dacă o să mai mai țină memoria de la PC să așa, safe zones. Ce e cu ele? E, păi fi mai explicit și safe zones. E așa... Zic și eu, Drecu, dacă îmi zice unul ce face comanda Baigan și eu scriu în chat Baigan. Arată safe zones. Așa! Oricum o trece dacă nu zici acum. Și de ce se vede și pe comandă? De ce vreau atât de lângă asta se consideră cheating.
Adevărat că are auto-aim și se duce ținta pe el. Am Darius. I have but I need. Da? Că sâfă. Bă, 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 ești prost, what the fuck? Pune-mi motorul, păi, iau-te-l pe ăla, săracu. Uai, cum a aruncat, ești prost. Fishing. Asta e prost, de dă-n gropi, să am bac, pula. Jail. Jail, frate. Bă, ăsta e prost, în pula mea. Tu răspunde la întrebare. Lasă jail-ul, pula mea, răspunde la întrebare. Oameni cu astea. Și că se privește pe ăsta e al de la frate ca ăla. Hai de capul meu, bă. Două să... Now the last question is... Frate, te-am întrebat ceva. Așa, bun. Spune în continuare. Da, unu plajă. Da, la fishing e. Ce-o zis acolo? Plajă fishing e, safe zone. Doi fishing. Da, vei safe zone acolo. Din câte știu eu să-i sap pe zombies. O zis jail, mi se pare. Fishing. Plajă. Da. Ok, slash Darius. Boss 213 24 has passed the weapon the chain cityst. Da te-am pizda, mă, ia uite-și pe ăla. Ui, surul ce e? Glumea mea, ce vezi. 5 NSPD. Ce NSPD, mă? LSPD poate. Sau există și NSPD? Mâncați așa gura ta. Da, oricum o trec cu give licențe 24 weapon. Weapon am zis. Pizda, mătii. Perfect. Stai stop lezon 24. Hai. Haide iubitule, dă-i accept să-ți dau stop lezon. Și un rect. Haide domnule. Da, tempi sau e foc. Așa, s-a lucrat. Eject 24. S-a lucrat. Da, sper că v-a plăcut acest episod, fraților, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă mai aveți episoade în continuare de SAM și ne vedem data viitoare. Salut!